Am revenit în direct, oameni buni, luăm telefonul telespectatorului, cea mai puternică armă și mergem la următorii noștri invitați, pentru că acum avem un alt fel de moment, Survivor România, și îi invit pe canapea, pe marele eliminat, dar și pe capul familiei, Cătălin și Luiza Smărândescu! Bine te-am găsit! Bine ai venit! Capul familiei, nu? Ai văzut, da, ține-te primul. Normal. Ai văzut, da, deci, eu recunosc. Asta vreau să zic, ai zis și ieri. Eu sunt cocoșul din casă care face... Ce zice? Cot-codac. Ce să zic, asta sunt ce pot să fac. Perfect, haide să luăm un loc, să povestim despre aventura Survivor, să povestim despre emoțiile pe care Luiza le-a avut în timpul ăsta. Vezi că ne-am așezat strategic, da? Da, da. Am pus-o între, ca să... Da? Așa. Ok, să fie să, care să zică pace, pace, gata. Ai grijă ce între măruță, nu, ușor, vezi că ușor. Dintre noi doi e mai rău. Da? Da. Am înțeles, ok, perfect. Stau deci, alături aici de tine, da? Deci fiecare dură. Dacă nu e Mitra acasă. Degeaba, domne. Eu îl vroiam aici să vorbesc. Ai, și cu el. Băi, nene, pe bă, cuvânt. Nu cred chiar că... Chiar vreau să schimb câteva replici cu el, așa să... Păi sunăm prin Skype dacă vrei. Da, cum să nu? Serio? De acord, da, bineînțeles. Da, și acum să spun ceva, colegii mei ziceau că vrea și Mitra să vină și am zis, bă, nu, vorbim cu familia, cum uite. E pe relax, așa. Zice, bă, măruță, din cauza ta. Da, îl vroiam aici. Dar să-i spui că... ceva. Nu, las că sunăm acum și zici tu. Dacă va merge la Survivor anul viitor, eu voi fi fanul lui și vreau să rămân acolo până la final. Pe până bune. La final, pentru că da. E greu, de fapt. Oh. Iar finalul ăsta înseamnă să rămâi până la final, un fel de blestem. Băi, blestem, crede-mă că e blestem. Da, e blestem până la final. Haideți să povestim în primul rând, Luiza, spune-mă, și vreau să mi-ai spus ceva înainte și mi-a zis că ai o provocare pentru mine. Da. Stai bine? Da, deci, hai. Pentru prima oară, spun un asemenea lucru. Ai trei întrebări incomode pentru mine astăzi. Deci asta e provocarea pentru Gândește-te mine? Gândește-te bine. Deci, dar răspunzi orice ar fi. Răspund orice ar fi, dar fii atent. Dar nu mă duc cu buză. Nu, nu, nu. Când, întrebi, când întrebi, da, așteaptă și răspunsurile. Deci aștept răspunsurile? Exact. Mamă, am nevoie și de ajutorul telespectatorilor, numărul de WhatsApp, nu cu jucării de-astea, Cătălin, mâncați doar orez sau nu știu ce, întrebări cât mai grele ca să vedem că dacă poate să ducă Cătălin. Deci trei întrebări, deci cât de dure sunt, orice. Orice. Bă, orice. Orice. Pe cuvânt, răspund la orice întrebare, din astea trei. Deci, perfect, mamă. Trei întrebări, da? I-am activat și pe oameni. Deci, ca să-l sun și pe Mitra. Să vedem ce zice Luiza, că vrea să-i zică Luiza ceva și lui Cristi Mitra. Și vedem, uite-mă, eu pacifist. Am zis, nu mă, de ce spune Cristi Mitra? A fost ieri un pic tensiune, lasă, vine Luiza aici. Și tu acum mi-ai pus toată redacția în cap. Lasă să-i pun. Tu ziceai că vrei să vin aici. Cum să nu, domne? Da, uite, dacă e fanul lui, ce poți să faci? Pă bune, eu îl vreau până la final. Eu nu mă cu nevastă mea, să știi, nu știu. Bun, haideți să vedem. Ți-a fost greu în perioada asta? Ce ți-a fost cel mai greu? Mi-a fost greu să gestionez dorul Matildei față de Cătălin. Deci a fost atât de greu pentru că n-are nici 4 ani și a trebuit să-i explic. M-a întrebat tot timpul când vine acasă. Și am zis, măi, mami, trebuie să așteptăm să facă căldură afară, să porți rochiță cu mânecă scurtă și atunci tati va veni acasă. Și a venit căldura. S-a topit zăpada, am avut puțină zăpadă și a zis așa, mamă, a venit căldura? Și zic, da, s-a topit zăpada, a venit căldura. A, vine daddy. La care am zis, așteptăm și vedem, mami. Dar mi-am dat seama că va veni acasă, pentru că cu 2 zile înainte să fie eliminat, am reușit să o pun la somn la ora 11 și jumătate, după ce i s-au înodat lacrimile sub barbă și mi-a zis în felul următor. Fii atentă la mine. Dacă el nu vine acasă, plec eu după el în junglă. Deci, mi s-a rupt sufletul. Atunci mi s-a rupt sufletul și am zis, Doamne, facă-se voia ta să întoarcă odată. Am simțit. Deci am simțit prin Matilda, am simțit că va veni acasă. Sincer, să fiu cu tine. Se uita Matilda la show? Acum nu mai vrea. Dar înainte să uita cu tine? De cap, nu. Deci îl susținea, era fanul numărul 1. Hai burtosul meu! Așa făcea la început. După care, la sfârșit, văzându-l așa cum a pierdut kilogramele, zicea, hai iubire, hai bubu! Deci s-au schimbat. Extraordinar, da.
În același timp, presupun că tu gestionai și paginile de Instagram sau de social media al Cătălin și unii oameni erau pro sau unii pur și simplu îl desfințau. Că așa e întotdeauna în show-urile astea. Unii sunt cu tine, iar unii te-ar mânca. A exorcizat România, Zmărândescu, ce să mai, să fim serioși. Și încă o chestie ce am aflat eu așa pe parcursul show-ului și a anilor mei a fost, este următoarea. Numai universul și prostia sunt infinite. Și gura lumii nu astupă decât Dar ce, pământul. Ce te deranja cel mai mult din ce citeai, din ce vedeai? La început le citeam, după care nu mai... La început citeai da, tot, da? La început citeam, mă atacam foarte tare. Bă, dar nu e așa, dar chiar așa dar merită. Eu știu, mă, dar eu știu, e al meu, mă, și nu merită lucrurile astea. Tot timpul spuneam, după care am zis, ia, știi ceva? Nu mai citesc nimic. Eu știu ce am acasă. Perfect. Încercăm să vorbim și cu prietenul nostru Cristi Mitrea, Mitruță. Te rugăm frumos, Mitruță! Vrea Luiza să vorbească cu tine față în față. Iar de la telespectatori am marea rugăminte, 3 întrebări, nu dure, extrem de dure, de întrebări. Mamă, păi stai că nu pot să citesc mesajele acum. Știi? Adică sunt multe, multe mesaje. Le aștept pe absolut toate. Și deci... Încă o dată, oameni buni, întrebările trebuie să aibă legătură cu ce se întâmplă la Survivor sau cu ce s-a întâmplat la Survivor cât timp Cătălin Zmărândescu a fost acolo. Adică lucruri interne. Corect, corect. Păi corect. Deja, leu. Vrei și ceva extern? Ai și externe? Vezi... Aveți și știri externe? Păi aveți și știri externe, adică în cazul în care mai pui vreo întrebare incomodă, nu știu, mă gândesc dacă să fie și a patra. Perfect, ok. O vrei și pe a patra? Lăsăm... Uite, poate să nu stiu neapărat de Survivor. Vă salută Ica din Brașov. Salutări. Nu știu dacă o știți pe Ica, dar vă transmite toate salutările pentru amândoi ca familie. Întrebare, spune-mi, te rog mult de tot, ce ți-a fost cel mai greu acolo? Și vreau să te... Deci nu sunt... Anunț când e. Întrebarea 1. Nu, deci nu sunt întrebările, da? Dore, acolo, cum, ce ți-a fost cel mai greu? Pentru că mâncați o linguriță de orez pe zi, știi? Oamenii ziceau, bă, le mai dă mâncare după camera de filmat. Băi, nu ne-a dat absolut nimic de mâncare. Dacă... Se și vede. Deci e o chestie care lumea nu înțelege. Băi, când spui Survivor, exact Survivor. Și problema e următor. 600 grame de orez împărțit la început la 12 oameni. După care am mai scăpat. De 1, 2 am rămas 10. Dar era același drac. Și la un moment dat, îți dau cuvântul oare, cel mai greu a fost să mănânc viermi, furnici și crabi de cocos. Dar nu aceia mari. Cei mici care se băgau în cochilie. Și fierbeam cu tot cu cochilie și încercam să mâncăm. Nu vrei să știi cum mi s-a întors stomacul pe dos. Eu cu Radu Itu și cu Elena Chiriac. Deci nu vrei să știi cum am făcut acolo. Deci toată lumea zice, voi sunteți nebuni, vă îmbolnăviți. Bă, ce faceți? Viermi, ce găseați că... Viermi din scoarța de copac. N-am crescut în viața mea. Și vrei să spun o chestie care n-am spus-o nimănui. Acum, oricum am ieșit din concurs, nu mai contează. Băi, într-o zi când veneam... Plecam, ba nu, veneam de la jocuri, că de multe ori se termina atât de târziu, înțelegi? Nu vrei să știu. Și eram cu... coboram din safari. Și acum, nu puteți să te miști, sunt nicio formă. Așteptați să ne urcăm pe barcă. Toate bune și frumoase. Bă, și văd la un moment dat o coajă de pâine. Pe jos, o coajă de pâine. Mamă, erau toți cu ochii pe noi, să nu faci o mișcare, să nu-i ceva mâncare, adică de undeva. De producție, să nu... Doamne, deci știi cum erau? Militarie. Băi, mai rău ca la închisoare. Băi, foarte strict. Și acum, i-am zis pe toți să coboare din safari și ai volgați în barca aia. Zic, hai. Eu, mai în spate, am văzut vrăbile alea cu câtă poftă mâncă într-o... Băi, o coajă de pâine, că era cât degetul meu. Le-am tâlhărit. Am sărit la ele, le-am speriat, am luat repede coajă și zic, bă, ce vreau să fac? Am băgat-o și am mâncat-o. Băi, atât de disperat am ajuns. Deci, ca să înțelegi ce înseamnă Survivor. Când vine cineva și spune, am fost și într-o emisiune de acest gen și, de fapt, Africa a fost la fermă. Băi, ferma... N-are ferma, tu zici de Mitre aici, a fost n-are nicio legătură. Deci încă o dată spun. De asta i-am și negociat contractul, să știi, pentru Survivor. Numai că trebuie să-și aleagă unde mergi, la Războinii sau la Faimoși. Oamenii regretă că nu, că n-ai ajuns la unificare. Sunt foarte multe mesaje. Oameni buni, deci nu citim mesajele care ne spuneți care era cel mai bun prieten al tău. Deci așteptăm cele mai dure mesaje, că sunt 3 întrebări pe care putem să le adresăm lui Cătălin Zmărândescu, în întrebări care sunt extrem de dure. Corect. Da? Și răspunde la absolut orice. Da, ți-am zis, o să spun eu când e... Corect. Când e întrebarea, perfect. Haideți să... Cum era cu toaleta? Eu asta era întotdeauna a fost curiozitatea. Mamă, și am zis să nu mă întrebe niciodată nimeni. Băi, deci, în momentul în care... Stai să vezi, în pădure, dracu! Deci aici dormeați și...
Fiecare la 10 metri mai încolo un pădure. Deci fiecare se făcuse locul lui. Totul era să nu faci în poteca în care mergeai în pădure să cauți coco sau să adun lemne. Deci voi știați, bă, aici în stânga, fiecare în loc. Deci fiecare deja își marcase locul. Mai rău decât căței. Băi, dar și care era faza nasoală? Ți-o zic clar. La un moment dat am început să mănânc și din un ziua în care am fost trimis la, la exil. Eu n-am prea mâncat cocos până atunci. Adică am gustat un pic de curiozitate, nu știu ce. Ei mâncau destul de compulsiv, majoritatea. Bă, ne trimițându-mă mâncare la timp, înțelegi? Bă, am început să mânc cocos. Și am mâncat de la colegul de exil, de la echipa războinicilor, înțelegi? Am băgat la cocos, frate, la greu. Am venit de acolo, Zmără era campion la cocos. Ba prăjit cu ulei, ba fără ulei, ba făcut la jar, ba făcut... Orice. Bă, și-am mâncat. Deci tu până la exil nu prea vrei să auzi. Aproape deloc. Pentru că știam că, băi, la un moment dat cocosul îți face tot felul de probleme, știi? În fine. Doctorul spunea, băi, nu mâncați cocos, mâncați nu știu cum, dați-i coaja jos, mâncați decât partea de deasupra, în fine. Noi nebunii de astea, am rupt de foame, mâncam și coaja de copac, nu mai conta. Băi, frate, și când te lua burta... Băi, când te luau burta, nu era că te ia burta și ai timp să ajungi la locul tău predestinat. Când te luau burta, frate, te lua acum pe loc. Băi, știi cum fugeam în pădure? Să-ți povestesc cum am fugit și striga după mine. Reporterul zice, unde te duci? Lasă-mă, frate! Și am luat o cracă în picior și am zis pe burtă și am zis nemișcat. Nu vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Nu vreau să vă spun. Dar credeți-mă, era atât de rău. Era și lucruri care nu se văd. Deci dacă ne vedeați la jocuri, cum fugeam în pădure toți disperați, băi, în ultimul hal era. Lumea nu înțelege. Da, deci am ajuns la un moment dat de zic, băi, frate, știu că îmi face rău cocosul ăsta, dar trebuie să mănâncă, mi-e foame. Să-ți povestesc că am câștigat la un moment dat ustensile de pescuit. Dar puturoși ați fost. Asta a zis. Nu, frate, n-ai înțeles niciun lucru. A zis tata lui DJ Miles, bă, a plecat Radu Itu cu undițele. De ce nu pescuiesc, mă? De ce nu se duc și ei să pescuiască? Pentru că n-aveai ce să pescuiești, frate. Nu aveai ce să pescuiești. Trebuia să te duci în larg, înțelegi? Erați fetițe, ce erați? Mamă, da, era fetițe, recunosc. Băi, te duceai în larg, da? Să prinzi pisici de mare. N-ai nicio... Singura noastră chestie care puteam să o facem, să stăm pe malul apei și să fim invidioși pe pelican cum prindeau pește. Da, asta ne-a mai povestit cineva tot așa. Băi, zice, frate, zici n-ai văzut. Pelicanii aia te scoteau din sărite că i-a cum prindeau. Băi, trebuie deci, nevoie. Deci nu să luați un ghițeaz, vă duceți, faceți o plută. Uite, Ciucă, care își dorește să ajungă la Survivor, visul lui era, făcea, bă, eu iau acolo bețele alea, fac o plută, mă duc în larg și pescuiesc. Uite, băi, frate, într-o zi au vrut să intre fetele să facă baie. Am uitat în mare. Și ne-a pus-o și ne-a jos. Ce dracu aveți, nebunilor? M-am mușcat, ce te-am mușcat, mă? Când o grămadă de peșișori de aia mici la mal, le cepeau de picioare. Păi da, fetele, dar voi bărbații, haiducii? Păi nu aveam noi bărbații, pentru că să spun o chestie. Într-o seară, stând noi frumos în cabană așa, bă, la un moment dat auzim un țipăt pe Marian, că s-a ridicat în picioare cu pătra, o ținea exact așa, și zice, aoleu, aoleu, ce-i asta? Bă, o chestie mare, așa, un gândac cu niște picioare lungi, cu niște nebunii de astea. Și eu zic, m-am ridicat așa în fund lângă el. Deci era Marian, era Mari, Elena, eu și Cerebel. Și s-a așezat, zic eu, băi, zic, calcă-l. Zic, că-l omor, calcă piciorul. Păi, nu, el cu pătrul așa într-o parte. Bă, că l-a început să s-a mai dat un pic în spate. La un moment dat, nu știu care a dat, cred că Laura, dacă nu mă înșel, a dat cu ceva și l-a zburat spre Cerebel. Aoleu, să mor! De la gândacul ăla. De la gândacul ăla. Deci dacă noi băieții ne sperăm de gândaci, cum să intrăm una pe să mânce pești cum i-am mâncat pe fete? Deci înțelege că e situația. Hai că adică îl avem pe Cristi Mitrea. Luiza, ziceai că vrei să vorbești ceva cu el. Salut! Ia uite-l, e mașină. Ce faci? Bine, uite pe drum. Am plecat la birou. Ce rău ne pare că nu te-am găsit aici. Numai ce asta că e din cauza mea. Nu înțelegi că eu nu am vrut să vă vedeți, să nu fie discuții. Deci eu am vrut ca tu să nu fii azi în platou, ca să nu fie discuții, iar Luiza zice că vrea să vorbească cu tine. Așa. Zi acum, Ana. Luiza? Soția lui Cătălin. Ce să vorbesc cu doamna? Ce să... Noi să știi că așteptăm anul viitor să te înscrii la Survivor, da. Te vom susține, iar eu îți doresc să ajungi în finală, dragă Cristi. Mulțumesc frumos, Aruna, dar nu vreți să mergem împreună, doamne? N-am înțeles ce a spus. Să mergeți împreună, adică să trăiești și tu condițiile de acolo. Nu, mulțumesc. Eu voi rămâne acasă, te voi susține de la televizor. Mulțumesc mult. Cu drag. Adică a vrut să-ți dorească să treci prin foamea aia prin care a trecut soțul ei, ca un rezumat. Cătălin, tu știi prea bine
noi mai vorbim și ca prieteni. Eu sunt o persoană care face fasting cu 7 zile, pe mine nu mă impresiona de lipsa de mâncare. Ei, dragi, să te văd după 2 luni cum ești. El 7 zile n-a mâncat. Eu vorbesc de a nu mânca, vorbesc de a nu mânca 7 zile consecutiv, nu, nimeni asta n-a mâncat 2 luni, să nu exagerăm. Da, da, 7 zile n-a mâncat, te apucă nervii. Vreau să văd sportivitatea din tine acolo după 2 luni. Asta e altceva. Asta e. Da. Dar lipsa de mâncare pe mine nu mă impresionează. Mai vedem. Da, Doamne ajută, nu știu. Depinde fiecare, nu știu ce o să fie în viață la oameni. Deocamdată am multe prețe și sunt foarte fericit cu ele. Bastard. Și acestea în care sunt implicat și așteptăm cu sută să mă dură fiecare invitat un proiect foarte frumos. Nu mai te plimba cu gura așa din fața telefonului că se întrerupe. Să ce să fac? Să nu mai te plimbi așa, adică stai, că e microfonul aici la telefon și când vorbești așa nu se mai înțelege. Gata, fratele meu. Ce vrei tu? Cum vrei tu? Păi te rog, puteai să pui căștile alea scumpe. Ah, am uitat. Bine, atât, nu? Atât, atât. Numai bine, te numai pupăm. Bine, baftă multă. Țarămâna. Țarămâna, doamne, la revedere. Gata, la revedere, am comunicat, perfect. Mulțumesc, Cătălin. Foarte mulți oameni din afară spun așa, rezist fără mâncare. Băi, frate, nu reziști. E ok. Primele 24 de zile sunt cele mai grele, crede-mă. Cât? Primele 24 de zile. 24, până memoria, nu? Ceva, exact. Până organismul. Problema e înfermător. Nu este decât foame. Intervine frigul, ploaia, stresul. Dorul de ce... Bă, prima lună nu e chiar. Astea, cu dorul de casă e mai simplu prima lună. Pentru că nu te-ai despărțit de mult. Dar momentul în care intervine și frustrarea că pierzi și nu câștigi, că pierzi mâncare, că pierzi comunicare, că pierzi o grămadă de lucruri, se adună. E, și atunci gândește corpul, trebuie să facă față la foarte mulți factori. Care de acasă și din fața televizorului ți se par simplu. A, rezist. Da, dar nu stai ca și cum ai stai acasă și, bă, nu mănânc o săptămână sau nu mănânc 2 zile sau 3 zile, știi? Da. Nu. Acasă, dacă nu mai poți după 2 zile sau după o săptămână și vrei să mănânci, ai ce să mănânci. E, acolo după o săptămână, dacă nu vrei să mănânci, n-ai ce să mănânci. Ai problema, de fapt. Da. Cineva zice în felul următor. Ia să vedem. Prima întrebare. Nu e prima întrebare. Aaaa, mă păcălești. Nu e prima întrebare. Mai sunt întrebări aici de la oameni și vreau eu să mai povestim, știi? A, cred că e la rolul domnul Dan. Să mai povestim. Uite, oamenii cred că nu ești acolo, se pare că simt lipsa. Băi, să știi că și mie mi-a părut rău că am ieșit, recunosc. Oamenii zic că stătea mai bine cu barbă, să-ți lași barbă. Asta fac, să știți că, uite, am lăsat deja ușor, pentru că soția a spus, a făcut cea mai mare greșeală să te conving să dai barba jos. Nu la fel de mare ca la Survivor, dar oarecum mai, na. Avem prima întrebare din partea publicului, exact cum ziceam, țin cont și de ei. Și ai zis că răspunzi, da? Răspund. Fii atent de câte ori se repetă întrebarea asta. Ok, nu, eu nu văd fără ochelari. Eu nu văd fără ochelari, dar atunci te vede soția, de câte ori a venit întrebarea asta, da? Bun. Întrebarea e felul următor. Yes. A făcut cineva dragoste la Survivor și dacă da, cine? Ai zis că spui tot. Bun. Să știi că aici e un mesaj care vede de 100 de ori. Băi, să știi că la un moment dat... Nu, la un moment dat a fost o discuție în camp, Marian Drăgulescu și cu Elena Chiriac au fost acuzați de chestia asta. Nu, lasă-mă, nu, ce a fost acuzat? Nu băga tu acum șerpișorul. Nu, stai două secunde, că nu spun. Eu n-am mai auzit asta, că au fost. Deci am auzit astăzi. Deci, ascultă puțin, la un moment dat a fost chestia asta și au fost chemați de către producție și nu știu ce au zis. Dar, vă spun clar, n-aveau cum să facă lucrul ăsta, pentru că era un corcomine, dracu, eu nu sunt surd și nici chior. Hai mă, că jungla era mare. Da, Luiza, se poate așa. Eu spun doar din ce știu și că știu. Până am plecat eu, nu. Că au fost acuzați, deci, da. Nu, dar nu ei. Eu zic că, în general, toți oamenii din show. Nu, dai tu repede pe Marian Drăgulescu și Elena. Păi nu mă, dar spun discuția care a fost. Păi a fost și, zicea Andreea Tonciu, de Laura în mare cu TJ. La început. Fratele meu. Dar și el a avut niște idile. Am citit. Pă, bune, acum să ne spui, stai că am și o întrebare. A doua întrebare vine de la studie. Prima, deci răspunde un pic. S-a făcut dragoste. Stai puțin, că m-am barat peste cap. Da. Păi până acum nu zis așa ceva. Păi stai aici, pe canapea. Acum se poate spovedi, las-o. Ma. Ia, canapeaua adevărului. Deci la întrebarea care ai pus-o tu. Deci cât timp ai fost un show Survivor? Ai luat cunoștință? Băi, nu. Deci nu. Au avut relații amoroase? Băi, n-am văzut. Singura chestie de care s-a discutat în momentul... Ceva pe acolo? Spune-ne tot acum. Noaptea.
E lungă. Uite-te. Cu luna deasupra. Uite, Tonciu, aș fi trimis mesaj. Zi, Laura și TJ. Bine, Tonciule, Laura și TJ, dacă vrei să început să zic rău. Nu, zi adevărul, zi adevărul. Bă, nu știu, acum, da. Bă, hai să răspunzi. Băi, da, nu, stai puțin, răspundă ce știu. Da, e adevărat că într-o seară discuția a plecat în partea asta de la Andreea și a spus că prea mult își petrec timpul în apă Laura și cu TJ. Acum, frate, văzând și eu imaginile de la petrecere, cred că TJ a fost un pic cam gelos pentru că Laura s-a cuplat la dans cu nu știu cine, nu mai știu cu cine exact. Deci tu nu știi nimic? Nu. Nu știi nimic, a? Nu. Doar zici că a fost discuția asta, Elena? Doar discuția, atât. Discuția, bun. Dar n-am cum să dau vina pe cineva, pentru că n-a fost decât o simplă discuție în care s-a lămurit lucrurile și am spus clar, că am fost întrebat și eu de producție, am zis, băi, dorm lângă mine, dracu. A, e adevărat că Marian are un somn foarte ciudat, că geme foarte tare în somn. Acum ce-o visa el, el știe. Ce face Marian? Geme în somn. Geme în somn, frate. Ce pot să zic eu? Știu, are un problem în somn, de o să știu ce face în somn. Mă, geme în somn. Da, frate, se întoarce pe pare, zice, eu ce pot să fac acum? Dacă așa face, așa doarme el. Păi nu știu, frate, eu de unde să știu. Acum l-o fi auzit producția, că geme lângă Elena acolo și ce dracu face. Nu râde, frate, că așa a fost, eu de unde să știu. Dar nu, ce să fac, să mă bagă trei, să dorm în trei? Și oricum, eu știu ce tendințe are Marian. Nu știu acum, deci nu știu. Luiza, ai tu vreo întrebare? Hai, spune-o tu, dacă mai e timp, o spun și eu. Ți-a făcut vreo colegă avansuri? Aia era, ai văzut. Bă, avansul nu, dar într-o zi stăteam la locul meu, în cortul meu frumos așa. Și? Pe o parte, a țipisem frumos. Bă, și m-am trezit oarecum că mă ia cineva în brațe. Recunosc că era de mine. Cine? Cine repede, era Laura și m-a luat așa în brațe din spate. Am făcut o glumă cu tine. Mai departe nu știu ce s-a întâmplat, dar asta a fost, atât. Păi de ce nu știu ce s-a întâmplat mai? Păi m-am trezit că, dacă dormeam, se putea întâmpla orice. Așa m-am trezit și nu s-a mai întâmplat nimic. Ce palpitații. Nu, dar lasă că asta a fost așa o întâmplare, o glumiță, dar avansuri să simți, adică... Bă, singurile avansuri, recunosc, au venit din partea lui Emil. Mamă! Da, frate! Și ai răspuns ceva? Păi, Emil, da, a început așa. Smără, ce bine am râs, frate, că n-ai slăbit acum. A trecut o zi, nu l-am băgat seama. Următoarea zi, mamă, deci mă uit la tine când te speli dimineața, cum arăți, frate, zic, mamă, Emil, încetează, fratele meu. Laura zice, bă, smără, chiar arăți cool, frate, ești... Păi nu ți-am zis eu, băi, Laura, uite cum arată smără, zic, haoleluia. Dacă astea sunt avansuri, o iau șocat tare în momentul ăsta, dar... Băi, recunosc, Emil e un tip, lăsând la o parte... Da, mă, nu vorbim despre lucrurile astea. Dar e un tip care, nu mai știu, la un moment, nu mai știu dacă el glumește sau vorbește serios, înțelegi? Dar din punctul meu de vedere am luat-o ca o glumă și am mers mai departe. Și ca atare o tratez ca o glumă. Perfect. Luiza, ți-a zis că poți să întrebi și tu și să spui telespectatorii întreabă. Deci, asta două secunde, deja am transpirat în momentul ăsta. Ai bifat-o tu, hai să spun așa. Asta? Da. Bun, hai să spun atunci ce fac, că noi să mă întrebați voi. Zi. Am dormit în brațe cu Natalia. Ați dormit în brațe pe Natalia. Ai văzut? Și ai văzut ce a zis de ea? Ai văzut? Dar nu, am dormit cu ea în brațe. Și ai văzut ce a zis de Natalia duminică? Lăsați-mă să-și spun ce. Ai văzut că e un munte de om, de profesionistă, de nu știu ce. Puternică. Exact, puternică. A dormit în brațe. Așa ceva? Doamne, m-am mâncat. Deci, ascultă-te două secunde. Băi, mai fraților, omule, tu gândește că mergem acasă împreună. Dai mă puțin, lasă-mă în pace, că noi am făcut cumva acolo o chestie în care ți-am mulțumit comun toți pentru pelerina pe care ai ales-o, că se poate face și cor și am stat bine. Dar stând cinci oameni, plouă ca naiba, înțelegi? Băi, n-aveam cum. Da, dormi fata cu cap pe mine, eu cu mâinile pe ea, asta este, așa a fost în seara aia, ce pot să fac? Ai văzut? Asta am băgat eu. Da, tu ai făcut bine. Face... Să vezi ce pelerină o să ai eu data viitoare. De ce am înțeles? Mai mică. Acum am înțeles de ce... Extra small. Tot timpul camerele în noaptea aia a stat așa pe noi, n-am putut să dormim sub nicio formă, dar eu cred că în cauza ploii, mă rog, asta a fost. Da. Bun, și hai să mai avem încă o întrebare și ultima. Zi-o, Cătălin. Zic că aș vrea să intru în capul tău, că și tu mai ai ceva întrebări. Mamă, iau încet. Nu, așteptă de la telespectatori, știi, că să mai vină mesajul. Da, iau gură de apă, că deja mă simt. Nu știu de ce înțeleg. Dar, auzi, am o întrebare. Nu puteați mai vine să lăgeți pe Cristi, că era mai ok? Cum? Lăgeați pe Mita, că era mai ok? Că... Da. Era mai soft. Ia, cineva voi... zice să nu te mai tot ferești, să spui ce ai cu Roxana Ciuhulescu. Băi, asta e întrebarea? Da. E soft. E soft? E păi soft. Nu, asta e de la mine. Întrebarea a treia e dură imediat. Vine a treia întrebare imediat. Deci asta e intermediar. Din partea publicului. Băi,
Nu pot să am ceva cu ea, că asta decât o săptămână sau cu două. Dar ieșirea, evitați, toată lumea a observat adică că a fost ceva meciuri ce... dintre voi. Din trecut, cred că. Din trecut? Meciuri da, din trecut? De acasă. A, nu știu, nu mi-aduc aminte. Nu, nu, nu. Și o încă întrebare. Dar ai avut momente în care acolo, în junglă, te gândeai că fiind departe de casă și toate poveștile astea, bă, dacă mă îndrăgostesc fără să-mi dau seama, sunt foarte apropiat de cutare. Deci, bun, fii atent aici. Hai că știu ce vrei să spui. Hai că-ți povestește cât acum cea mai tare problemă, zi, da? Zi. Bun. Zic, mă ajută, mă, îmi scoate deci, lasă-mă în pace, lăsați-mă în pace. Gata, m-am lămurit. E o problemă, am putut. Deci e o problemă care se întâmplă, cred că, tuturor. Așa cum a spus și domnul Teo, doctorul, a zis de la început, dragii mei, fetele o să aibă niște transformări. Adică o să zi se oprească perioada, așa, bla, 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 nu ce. La băieți, nu se mai... Nimic! Nu cred. Nimic! Băi, deci fii atent, am ieșit afară și am luat pe doctor. Doctore, fii atent aici. Bă, am frate, o problemă. E decât aparat de făcut pipi. Băi, smără, ești nebun la gata, ți-am zis și vezi că mai durează vreo de zile. Aoleu, păi mă duc acasă, mâncați, ajută-mi ceva. N-am ce să stau mâncați și să-și revină corpul. Ești nebun la cap. Pentru că show-ul ăsta de fapt înseamnă de foarte mea. Multe transformări, da, exact. Și pentru corp, și pentru minte, și pentru deci, creier. Băi, oameni e buni. Un șoc pentru organism. Băi, oameni buni, deci am plecat atât de stresat de acolo, pentru am că sunt acasă. Chestiuni medicale. Am ajuns acasă. Mamă, Lizzie, nu știu cum ți-ai spus, dar eu în două luni jumate am ajuns să mă gândesc decât că e aparat de făcut pipi. Nu te-ai fost gândesc, dacă vă întreba să faci. Lasă-mă, dă o zic până la capăt. Da, o zic până la capăt, da, frate. Și zic, n-avem ce să facem, facem până îmi revin. Nu știu, și asta, brava, asta este. Sau dacă nu, mă duc dracu și cumpăr un pasin să văd cum este. Văd și ce este, știi? Ce nu, nu stai nici că-ți devii. O să mănânci, iei vitamine, nu știu ce, să faci un control medical, să vedem dacă mai ești întreg, în special la cap, așa, nu-i problemă. Bă, cert este, cert este că ieri am venit așa cu un vibe extraordinar de bun. Am văzut-o pe soția mea cum se schimbă frumos, iar eu, care eram conștient, ferm, convins că n-am nicio reacție, stau liniștit. Din păcate, am dat un mesaj doctor și am zis: doctore, doctore, fie al dracu să fii, m-ai mințit! M-ai mințit, doctore! Bă, ideea e că îmi place că am vorbit. Ai înțeles? Smără, deci, de toate. Deci, de toate, pentru toți. Stau liniștit acum? Pot. Deci, întrebări, gata. S-a făcut dreptate. Deci ca să știi. Da, știi, vrei să-ți arăt mesajul la doctor? Râde de terminat. Vă mulțumesc mult că ați trecut astăzi pe la noi. Știu că aveați un program. Și noi și vă mulțumesc că ați trecut. Baftă. Am program. Și trebuie să spun și program. Scuză-mă că te întrerup. Te rog. Deci am de făcut unghiile la mâini și la picioare cu ojă fetiței mele Matilda. Iartă-mă, așa ceva nu trebuie întârziat. Te rog deci, acum. Te rog frumos. Păi asta fac. Mă duc acasă și asta am de făcut, să știi. Unghiile fetiței și la mâini și la picioare. Da, pentru că dimineața era foarte nervoasă că a vrut să-și facă unghiile înainte să plece la grădință și am spus: "Dadi, te rog frumos, ți le fac eu diseară că vin de la București." Ce cauți la București? Mă duc la Măruță. Ah, iar la ProTV? Zic da, dar vin de vreme și-ți fac unghiile la mânuțe. Și fata zice așa: "Bine, dar și-a încercat să-și mai tragă un pic de... și zic, fii atent, și ai și bonus, fac și la picioare." Ok, ok, gata, mă îmbrac de grădiniță. Vă rog frumos, Matilda, pregătește oja, pregătește unghiuțele. Astăzi avem manicură și pedicură cu nimeni altul decât cu Smară. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc frumos, doamne. Mulțumesc mult, Luiza. Mulțumesc după publicitate, revenim, oameni buni, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.